Cu harul Domnului, suntem aici unde am putut să lăudăm numele Lui, unde am putut să ne închinăm, să aducem rugăciunile noastre, mulțumirile noastre înaintea Lui Dumnezeu și în același timp este locul unde avem părtășie unii cu alții și avem părtășie din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și mulțumim Lui Dumnezeu, lăudăm numele Lui, al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Trăim într-o vreme grea. Vă rog să mă credeți că până nu vedem în ce probleme se zbat alții, nu ne dăm seama cât de grea este vremea aceasta. Mi-a fost dat zilele trecute să fiu în Detroit, într-o zonă nu bună din Detroit. Și am stat și m-am gândit, ce fel de viață au oamenii acolo? Foarte grea. Am văzut pe cineva care stătea în mașină și am zis, am văzut că a venit, a plecat, tot în mașină stătea. Zice, nu, aia e casa lui. Nu are altă casă. Acolo stă. I s-a îngăduit să stea acolo. Oriunde te mișcai, vedeai numai lucruri urâte. Sticlă de băutură pe peste tot. Oameni care nu știu ce s-a întâmplat cu poșta. Poșta nu ajunge. Oameni care nu au bani de nimic. Merg și culeg chenuri de pe peste tot. Am zis, Domnule, cât de grea este viața pentru unii. Fiecare caută un loc unde să găsească ceva de mâncare. Food banks sau alte locuri. Am zis, cu ce suntem mai buni decât oamenii aceștia? Este doar harul lui Dumnezeu că nu trăim în locuri ca acelea. Mai mult, am parcat mașina acolo, am stat poate vreo o oră, două, și când m-am întors înapoi, mașina a fost lovită. Nimeni. M-am uitat la ea, un dent puternic în față. Ce fac acum? Dar am zis, poate că așa este încercarea din partea lui Dumnezeu să vadă. Dacă am o asemenea experiență, mai mă duc să mai ajut pe cineva acolo. Dar Dumnezeu a lucrat. A lucrat extraordinar. Am cerut ajutor la Iohan. M-au zis la el acasă și el s-a uitat. Zice, adu-mi un fern, un uscător de păr. A făcut el acolo ceva și mi-a îndreptat toată chestia aia. A rămas doar zgârietura de vopsea și de toate cele și probabil că trebuie să schimb toată partea din față dacă vreau într-adevăr să fie cum a fost. Dar acesta este harul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, mi-am dat seama de alte lucruri prin care trec oamenii de astăzi. Copiii lui Dumnezeu. Și haideți să ne gândim împreună. Mulți au copii, noi avem copii, copiii deja au crescut. Copiii noștri au copii. Și am stat și m-am gândit cât de grea este viața pentru părinți. Gândiți-vă la faptul că de cele mai multe ori copiii sunt cei mai cuminți atunci când au Nintendo, atunci când au cartoons, atunci când au știu ce alte lucruri. Și întrebarea care ne-o punem este, e bine că acești copii stau și petrec ore întregi în asemenea lucruri? Nu. Și ce fac părinții? Ce pot să facă? Este așa de greu să dai altfel sens lucrurilor. Și am observat că, și poate că și noi ați observat, uitați-vă la caracterul copiilor, cât a fost de schimbat în rău datorită acestor lucruri. Care sunt cele mai căutate Nintendo și cartoons? Alea care se omoară între ei. Joacă Nintendo și te-am omorât, te omor, de ce m-ai omorât, încep să se certe. De ce sunt făcute asemenea cartoonuri, asemenea Nintendo, jocuri de Nintendo? Ca să le strice mintea.
Tema care aș vrea în seara aceasta să o împărtășim împreună este una în sensul acesta. Consecințele păcatului tolerat. Poate am stat și m-am gândit eu însumi, oare ce aș putea să fac dacă aș avea copii mici într-o vreme ca asta? Nu știu. Mă rog doar. Și zic, Dumnezeu să lucreze. Dar sunt lucruri care tind să cred că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și părinții, fie că nu mai pot să facă prea mult, fie că nu fac nimic. Textul pe care îl am în seara aceasta este cel din 1 Samuel și este cu privire la Eli, casa lui Eli, Hofni și Fineas. Înainte ca să putem să intrăm în temă, aș vrea să vedem puțin, să înțelegem puțin despre Samuel. Ana, mama lui Samuel, la început, știm că ea a fost fără copii. Elcana, soțul ei, avea două neveste, Penina și Ana. Penina avea copii, Ana nu avea copii. Și din cauza că Ana nu avea copii, Penina o înțepa mereu. Și știți unde o înțepa cel mai mult? Atunci când mergeau ca să aducă jertfă la Silo. Acolo. Acolo unde era cel mai timpul cel mai potrivit pentru închinare. Deci închinarea să nu fie cum trebuie. Și Ana a plâns, s-a dus la casa lui Dumnezeu, s-a rugat fără să o audă nimeni și Dumnezeu privea spre ea. Mai mult, ca și cum nu i-ar fi fost de ajuns tot ce avea în viața ei, îi mai zice și Eli, femeie, ai băut prea mult. Trece timpul și Dumnezeu ascultă rugăciunea Anei. Haideți să citim din 1 Samuel 1 cu 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și ascultați aici, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Samuel a fost răspunsul rugăciunii Anei. Acum, când copilul s-a născut, Ana și Elcana, părinții, aveau două opțiuni, așa cum știm din Vechiul Testament. Dumnezeu ceruse ca întâiul născut să fie închinat Domnului, să fie închinat la casa lui Dumnezeu și să stea acolo să slujească pentru tot restul vieții. În același timp, aveau și opțiunea să-l răscumpere. Trebuiau să plătească o anumită sumă la casa lui Dumnezeu și puteau să-l răscumpere, să rămână al lor. Am câteva versete din Vechiul Testament care ajută, care ne arată voia lui Dumnezeu cu privire la întâiul născut. Exod 13:1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut. Pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât din oameni, cât și dintre dobitoace, este al meu. Exod 22:29. Să nu pregeți să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale, primele roade, să-mi dai pe întâiul născut din fiii tăi. Și acum, numeri 18:16. Să lasă să răscumpere întâi născuți ai oamenilor de la vârsta de o lună, după prețuirea ta, cu prețul de 5 sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere. Am stat și am cercetat cam cât ar fi însemnat suma aceea astăzi. S-ar putea să vă surprindă.
Se pare că era cam 100 de grame de argint, suma aceasta, argint curat. Și nu știu dacă sunt corect în tot ce am găsit eu, se pare că ar fi fost în jur de $100 astăzi. Dai $100, ții copilul. Nu dai $100, dai copilul la casa lui Dumnezeu. Cea mai grea opțiune pe care a ales-o Ana și Elcana a fost aceea de a închina pe Samuel Domnului ca să slujească toată viața la casa lui Dumnezeu. 1 Samuel 1 cu 24. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot. Au junghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis: Domnul meu, iartă-mă. Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Am stat și m-am gândit, făcând socotelele altfel, $100 era nimic. Gândindu-ne că a adus 3 tauri, 3 tauri, a adus ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cât o fi costat 3 tauri pe vremea aceea? Cât ar costa 3 tauri astăzi? Mult mai mult. $100 era nimic. Sau valoarea la $100, sau 5 sicli de argint. Deci Samuel este adus la preotul Eli și închinat Domnului și iarăși, când era mic de tot, când l-a înțărcat, am stat și m-am gândit, oare cât putea să fi fost? Poate 2 ani, nu? 2 ani poate. Și l-a dat Domnului așa cum era porunca. L-a dat Domnului. Haideți să venim acum la casa lui Eli. Eli era preot și era și judecător în Israel. Fiii lui, Hofni și Fineas, erau de asemenea preoți care slujeau la casa lui Dumnezeu. Și acum, haideți să vedem ce zice Biblia despre cei 2 fii ai lui Eli. 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală. Și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Și ține sublinierea aceasta. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Nu scăpa nimeni. Întrebarea este următoarea. Cum a fost posibil ca Hofni și Fineas să fie preoți care slujeau la casa lui Dumnezeu și să nu cunoască pe Domnul și să facă asemenea abuzuri? O altă întrebare. Oare felul lor de purtare a apărut peste noapte? S-a întâmplat așa de pe o zi pe alta, imediat să ajungă la asemenea abuzuri? Tind să cred că nu. Au început puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, până au ajuns, cum zicem noi, prea departe. Greu, greu, greu păcat. Preoții trebuiau să învețe legea Domnului pe popor și ei trebuiau să fie primele exemple pe care poporul să le urmeze. Pe de altă parte, după legea Vechiului Testament, cu excepția jertfelor mistuite, preoții puteau lua o parte din jertfe după ce erau oferite Domnului. Deci, am putea spune,
Gândiți-vă numai, doar să punem pe Ana și Elcana, trei tauri care au fost jertfiți acolo. Tot ce rămânea de la această jertfă era pentru preoți. Deci aveau hrană din belșug. Haideți să vedem mai departe ce făceau acești oameni. Chiar înainte, deci 1 Samuel 2:15, chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu vrea de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți place? Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, că ce altfel iau cu sila. Tinerii aceștia, 1 Samuel 2:17, tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Extraordinar de greu, nu? Și haideți să vedem, de ce nu vreau ei să ia carnea fiartă? Nu vreau să aștepte până când se aducea jertfa. Înainte ca jertfa să se fiarbă, înainte ca să fie grăsimea arsă și înainte ca jertfa să fie închinată Domnului. Așa făceau tuturor celor care veneau să aducă jertfe. Ce mare încurajare era pentru oameni ca să mai aducă jertfe. Tind să cred că cei mai mulți au fost așa de deranjați de starea care era acolo, încât probabil mulți nu mai veneau să aducă jertfe. Și întrebarea este, ce făceau cu carnea crudă? O frigeau, nu vreau să fie fiartă. O făceau barbecue, cum am zice noi, nu? Poate, zic eu, poate o și vindeau să mai facă un ban. Nu știm. Biblia nu scrie în sensul acesta. Apoi, când ziceau cei care aduceau jertfa, lasă întâi să se ardă grăsimea. De ce ziceau să se ardă grăsimea? Știți de ce? În cartea Levitic, Domnul a cerut ca grăsimea să fie complet arsă pe altar, fiind considerată cea mai bună parte din carne și trebuia să fie numai a Domnului. Cu alte cuvinte, Hofni și Fineas, cei doi preoți, nu au acceptat ca cea mai bună parte să fie a Domnului. Au vrut-o ei. De fapt, astăzi știm că grăsimea nu e chiar cea mai bună parte. De fapt, Dumnezeu încerca să-i ocrotească, să-i ferească pe preoți să mănânce grăsimea care nu le făcea bine. Și de aceea, probabil, Dumnezeu a zis: grăsimea este partea cea mai bună, lăsați-mi-o mie. Știm astăzi că grăsimea nu e cea mai bună parte. Mulți, din punctul ăsta de vedere, mulți putem să ne întrebăm astăzi, chiar din casa lui Dumnezeu, de ce nu putem să avem și noi acel lucru? De ce nu putem să mergem și noi acolo? De ce nu putem face și noi așa cum fac alții? Nu cumva Dumnezeu ar vrea să nu avem și noi parte de ceva ce este cel mai bun? De fapt, Dumnezeu, spre binele nostru, vrea ca noi să acceptăm voia Lui pentru a ne feri de necazuri, de probleme care ar putea să vină peste noi. Spune undeva în cuvânt că toate lucrurile sunt îngăduite, avem libertatea, dar nu toate sunt de folos. Din contră, și dacă nu sunt de folos, ce sunt? Sunt spre răul nostru. Și dacă privim în jur, o să vedem cum mulți din tineri, care n-au început-o, cum am zice noi, peste noapte să facă rele mari, puțin, câte puțin, câte puțin, au ajuns așa de departe astăzi. Privim și ne întrebăm, oare cum e posibil? Copii crescuți în casa lui Dumnezeu,
copii care au avut părinți extraordinar de buni să ajungă așa de departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că probabil așa cum gândeau pe vremea aceea israeliții, că Dumnezeu vrea să-i țină departe de lucrurile care lor le fac plăcere. Nu. De fapt, Dumnezeu a vrut să-i păzească. Și acești tineri, acești copii, acești oameni mari astăzi, au ajuns așa de departe și au trebuit să aibă parte de așa de multe suferințe, încât nu știu și dacă își dau seama asta, dacă stai de vorbă cu ei și nici nu, măcar nu vor să recunoască că ceea ce fac rău. Sub nicio formă n-ar vrea să le vorbești de lucrurile lui Dumnezeu. Sub nicio formă. Și avem poate frații noștri, avem prietenii noștri, avem pe alții care am vrea să îi convingem să vină la Dumnezeu. Și nu vor. Nu vor sub nicio formă. 1 Samuel 2 cu 22. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Eli le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu copiii, ce aud spunându-se despre voi, nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Și auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul vrea să-i omoare. Dar de ce vrea Domnul să-i omoare? A vrut așa Domnul dintr-o dată să-i omoare pe ei? Nu. Dumnezeu avea motive foarte importante și probabil că i-a îngăduit. I-a îngăduit mulți, mulți, mulți ani. Și ei nu s-au întors la Dumnezeu. Partea care m-a surprins în textul acesta, zice Eli, a aflat cum se purtau fiii lui. Adică el nu era acolo, era preot și el acolo. Oare nu a știut el, n-a văzut el ce fac băieții lui? Ba da. Dar l-a deranjat că au început oamenii să vorbească. Și am găsit și mai interesant că faptul că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii ne vorbește despre imoralitate, desfrânare, păcate grele. Și se pare că puteau fi două situații, Biblia nu ne spune, două situații. Femeile care veneau să aducă jertfe erau forțate să se culce cu ei sau ele erau angajate ca prostituate la ușa cortului întâlnirii după modelul neamurilor din vremea aceea. Oricum, situația era groasnică, deplorabilă, cumplită. Păcate dintre cele mai grele se înfăptuiau la ușa cortului întâlnirii. Și din textul care l-am citit, se pare, zic eu, că Eli a încercat să corecteze pe cei doi fii ai săi. Doar când au auzit spunându-se lucruri rele despre ei. Și încă o dată, nu cred că el nu a văzut cu ochii lui cele mai multe lucruri care se întâmplau acolo. Eli avea toată puterea, avea motivele cele mai întemeiate să-i mustre aspru, să-i pedepsească chiar în fața întregului popor, dar a preferat să închidă ochii, să-i acopere și să-i lase să continue slujba la cortul întâlnirii. Ce situație grea! Probabil că în inima noastră zicem, bine că n-am fost și noi pe vremea aceea. Haideți să vedem ce se întâmplă cu tânărul Samuel. 1 Samuel 2 cu 26. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. S-a
S-ar putea ca tinerii din biserică, din biserica de astăzi, să creadă că dacă vor sta în picioare pentru Dumnezeu, vor fi marginalizați, separați de ceilalți tineri. Și trebuie să recunoaștem, când vor sta departe de lucrurile lumii acesteia, chiar în biserică, poate vor avea unele persecuții. Dar va veni vremea, așa cum a venit pentru Samuel, când vor avea trecere nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar vor avea trecere și înaintea oamenilor. Era plăcut Domnului și oamenilor, Samuel. Și foarte interesant, un copil crescut lângă acești doi, nu știu dacă mai putem să-i numim preoți, totuși a stat în picioare, a slujit pe Dumnezeu și a făcut tot ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 1, 119 cu 9, zice așa: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și în Psalmul 1 zice așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și al cărei frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Cine n-ar vrea să fie așa? Cine n-ar vrea copiii noștri să fie exact așa? Haideți să ne întoarcem la casa lui Eli. Am citit mai înainte că Dumnezeu, datorită felului de comportare a acestor doi preoți, a vrut să-i omoare. Dar să vedem ce s-a întâmplat înainte. 1 Samuel 2 cu 27. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate semințile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și aici partea cea mai puternică. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? Acest cuvânt, ca să vă îngrășați, îmi spune mie că Eli știa toate. Că și el primea din ceea ce cu silnicie preoții, acești doi preoți, luau de la cei care aduceau jertfe. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul. Și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se opească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul. Dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla, celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va mai rămânea din casa ta
va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. A fost această prorocie, a fost un lucru care Dumnezeu și-a arătat ura față de casa lui Eli? Nu. Nu. Dumnezeu i-a spus ce îl așteaptă. Și probabil că Dumnezeu a avut un singur gând. Poate Eli și casa lui se vor întoarce la Dumnezeu. Poate se vor pocăi. Poate se vor schimba viața. Prorocul îi spune lui Eli, încă de la Aron, de la casa lui Aron, care Dumnezeu a pus-o deoparte ca să slujească la cortul întâlnirii, până astăzi, acești oameni au fost oameni sfinți, puși deoparte pentru Dumnezeu ca să slujească la cortul întâlnirii, ca să învețe pe popor legea Domnului. Dar Eli a cinstit mai mult pe fiii lui, care deveniseră idolii lui, decât pe Dumnezeu. Ca urmare a păcatelor lui Hofni și Fineas și a lui Eli, care a tolerat păcatele lor, Dumnezeu le arată pedeapsa care va veni peste ei. Vor fi înlăturați pentru totdeauna din slujbă de la altarul Domnului. Toți din casa lui Eli vor muri în floarea vârstei, inclusiv Hofni și Fineas, care vor muri în aceeași zi. Cu excepția unora care vor ajunge să ceară ceva de lucru în slujba preoției pentru ca să aibă o bucată de pâine. Iar slujba fiilor lui, va fi dată altuia, care va lucra după inima lui Dumnezeu și va fi binecuvântat pentru tot restul vieții lui. Care cine este acesta? Samuel. Dacă vă uitați cu atenție la viața și lucrarea lui Samuel, o să vedeți că, nu știu, eu nu zic că Samuel a fost un om perfect. O fi avut și el greșelile lui. Dar nu este nimic rămas scris în Biblie negativ despre Samuel. Extraordinar. De mic este dus la cortul întâlnirii ca să slujească. Toată viața face slujba. Toată viața. Ajunge chiar în situația în care poporul vine și zice, nu mai te vrem, nu mai te vrem pe tine să fii judecător în Israel. Vrem un împărat. Vă dați seama, el era judecător în Israel, Samuel. Se-i spune, nu te mai vrem pe tine. Și Biblia cumva spune că și acolo erau probleme, fiii lui nu-i călcau pe urme. Și probabil că și-au adus aminte de ce a fost înainte cu casa lui Eli. Și de aceea au vrut un împărat, numai să nu mai aibă situația lui Eli din nou în țara lor. Și Samuel, foarte întristat, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, pune-le un împărat, căci nu pe tine te resping, pe mine mă resping. Extraordinar! Acesta a fost Samuel, un om după inima lui Dumnezeu. Un om care a slujit și care atunci când a fost respins, să zic așa, s-a retras la Silo și a stat acolo, fără să mai auze nimeni nimic despre el. Haideți să vedem situația lui Samuel acum când era încă copil, ok? Slujea la cortul întâlnirii. 1 Samuel 3:7 zice, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Ce înseamnă Samuel nu cunoștea pe Domnul? Nu cunoștea încă pe Domnul. Nu cunoștea el voia lui Dumnezeu? Ba da, și făcea tot ce știa că este după voia lui Dumnezeu. Era supus în slujirea lui întru totul acolo. El nu cunoștea încă pe Domnul în sensul că Domnul nu-i vorbise încă.
nu i se descoperise așa cum i se va descoperi în vremea care a urmat. Și acum știm cum Dumnezeu îl cercetează pe Samuel în timpul nopții, îl cheamă de două ori. Eli îi spune, nu te-am chemat eu, nu știu, nu, stai liniștit. Și când a doua oară a venit, a zis, dacă mai auzi încă o dată chemarea, doar atâta zi, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. 1 Samuel 3:10, Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat, a treia oară, ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricărui îl va auzi. În ziua aceea vor împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vretnici de repădat, fără ca el să-i fi oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Wow! Pentru a doua oară Dumnezeu vorbește casei lui Eli. Vorbește despre pedeapsa care va veni asupra întregii lui case și mai ales împotriva celor doi fii ai lui, care s-au făcut vrednici de repădat și datorită tatălui lor, care i-a tolerat și nu i-a oprit de la faptele lor rele, fără de legea, nu va putea să fie ispășită în niciun fel. Groaznic! Groaznic! Cum e posibil să fi mers așa de departe acești doi fii? Iar tatăl lor nu i-a îndreptat în niciun fel. 1 Samuel 3:15, Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta. Deși copil, deși tânăr, a știut să nu supere pe nimeni dacă se poate. Chiar dacă Dumnezeu vestise lucruri groaznice. Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, fiule. El a răspuns, iată-mă. Și el a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot fără să ascundă nimic. Și el i-a zis, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Eli a înțeles foarte bine că cel ce-i vorbise lui Samuel a fost Dumnezeu. A forțat pe Samuel să-i spună tot. Recunoaște lucrurile de care s-au făcut vinovați el și fiii lui. Și care este partea care ne pune pe gânduri? Fără niciun gest de pocăință, acceptă pedeapsa lui Dumnezeu. Domnul să facă ce va crede. Dumnezeu a dat lui Eli cel puțin două șanse ca să se pocăiască. Dar el și fiii lui, nici în ceasul al 12-lea, dacă putem să zicem așa, nu s-au pocăit. Și pedeapsa Domnului nu a întârziat. 1 Samuel 4:2. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânul lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haide să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrășmașilor noștri.
Și poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul, cu o strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au început lupta și Israelul a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Israel și liderii lui se depărtaseră de Dumnezeu. Și primul răspuns de la Dumnezeu a fost o înfrângere în lupta cu filistenii, unde Israel a pierdut 4.000 de oameni, de luptători pedeștri. Am stat și m-am gândit, oare ce-o fi însemnat 4.000 de oameni care au murit? 4.000 de familii au rămas fără cel puțin un bărbat în casă. Probabil, mulți dintre aceștia aveau familii la rândul lor. Au rămas femei fără bărbați și au rămas copii fără tata. Dar niciunul din bătrânii lui Israel nu au mijlocit înaintea Domnului, ci doar s-au întrebat unii pe alții, de ce Domnul a îngăduit înfrângerea? Niciunul nu s-a întors cu ochii și cu inima spre Dumnezeu. Și aici, și mai interesant, zice, poporul a trimis ca să aducă chivotul. Deci poporul mai încearcă un artificiu, aducând chivotul lui Dumnezeu pe câmpul de luptă. Chivotul a fost adus acolo, dar prezența lui Dumnezeu a lipsit de acolo. Pentru că inima lui Israel nu mai era pentru Dumnezeu. Rezultatul a fost o înfrângere și mai mare și au murit încă 30.000 de oameni. Hofni și Fineas au murit și ei, iar chivotul Domnului a fost capturat de filisteni. Stăm acum și ne întrebăm. Biblia nu ne spune nimic că preotul și judecătorul Eli ar fi făcut vreun alt păcat înaintea Domnului sau înaintea poporului, ci doar faptul că a tolerat pe cei doi fii ai săi fără să-i oprească de la faptele lor rele. Și aceasta a fost de ajuns ca pedeapsa Domnului să vină peste toată casa lui Eli, cât și peste întreg poporul lui Israel. Când preoții se depărtează de Dumnezeu, fiți siguri că și poporul se depărtează de Dumnezeu. Probabil că vă aduceți aminte cu toții de, sau nu știu dacă toți, noi ăștia mai bătrâni. Era o poezie când noi eram la școală, Lupul moralist. Vă aduceți aminte de ea? Nu? Lupul ajunge împărat și începe să facă critică tuturor animalelor care omorau, care... Și vine un vulpoi și întreabă, măria ta, de unde ai luat mantaua de postav care era din piei de oaie? Și morala poeziei se termină cam în felul următor. Când mantaua domnească este din piei de oaie, fiți siguri că judecătorii despoaie. Când mai marii poporului, fac lucruri rele, și poporul le va face.
Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Eli. Eli primește veștile de pe câmpul de luptă. 1 Samuel 4 cu 15 și Eli era în vârstă de 98 de ani. Avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și tot poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă, și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Ce învățăm de aici? Și, încă o dată, vremurile noastre sunt așa de grele. Copiii noștri, copiii copiilor noștri, îi vedem cum parcă inima lor nu este întru totul pentru Dumnezeu. Învățăm de aici că tolerarea păcatului este foarte gravă, are consecințe grele, aduce pedeapsa lui Dumnezeu atât peste cei care au păcătuit, peste cei ce au tolerat păcatul, cât și peste toți cei din jurul lor. Acum întrebarea cea mai grea. Ce trebuie să facem atunci când știm de păcatul care există? Dacă este în viața noastră, dacă este în familia noastră sau dacă este în biserica Domnului, îl tolerăm? Oare cum trebuie să procedăm ca să câștigăm pe cel care a păcătuit și pentru ca păcatul să nu fie tolerat și să nu se înmulțească? Ce putem face? Ce putem face? M-am întrebat și eu și am ajuns la o oarecare concluzie. Nu știu dacă acesta este totul. Avem nevoie de înțelepciune, de dragoste, de rugăciune și de o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu pentru ca să fie un câștig atât pentru cei care au căzut în păcat, pentru familia lor, cât și pentru întreaga biserică. Rugăciune. Să ne rugăm ca niciodată. Să ne rugăm ca niciodată. Trebuie să recunoaștem. Vedem toate lucrurile în jurul nostru și nu ne rugăm de ajuns. Nu ne rugăm de ajuns. Dumnezeu este singurul care poate să schimbe inimile. Dumnezeu este singurul care poate să țină în picioare pe copiii noștri, pe nepoții noștri și pe toți cei din biserică. Nu vrem să distrugem sufletul nimănui. Oare cum să facem ca păcatul să nu fie tolerat în biserică? Că știm că doar tolerarea lui, mai devreme sau mai târziu, aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Pocăința este singura care ne aduce iertarea, care ne aduce harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care este extraordinar de mare și este pentru toți oamenii care se pocăiesc. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne cerceteze. Dumnezeu mi-a vorbit și mie în seara aceasta prin acest cuvânt. Nu sunt mai bun ca alții. Recunosc, privind în urmă, că poate ar fi trebuit să fac mai mult. Și probabil ca mulți alții zic și eu, prea târziu. Este un har de la Dumnezeu să ne vedem copiii în casa lui Dumnezeu. Să vedem că slujesc. Să vedem că lucrează pentru mântuirea casei lor. Dar sunt atâția alții care nici ei nu știu ce să mai facă.
să ne rugăm și Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.